Bună dimineața! A început deja slujba la Curtea de Argeș și în fața noii catedrale arhiepiscopale și regale se săvârșește taina Sfântului Maslul. Uleiul sfințit în acest moment va fi dus apoi și folosit în noua catedrală. Și vreau să vă spun că sunt momente ale slujbei la care participă deja în jur de 100 de oameni. Sunt foarte mulți credincioși pe care i-am găsit aici încă înainte de ora 7. Veniți să intre în catedrală și să se roage la moaștele Sfintei Filoftea. Sunt minus 2 grade la Curtea de Argeș și așadar foarte frig, iar credincioșii sunt sfătuiți să se îmbrace bine. Arhiepiscopia Argeșului a pregătit ceaiuri și pachete pentru cei care vin să se roage și a anunțat că ușile catedralei vor rămâne deschise până în momentul în care va reuși să intre chiar și ultimul credincios.